Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la o nouă emisiune, Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru. Astăzi aduc în fața dumneavoastră un om care este ancorat în realitățile pe care le trăim și un om care vă pregătește și dumneavoastră zi de zi în revistele pe care le aveți, în publicațiile creștine, materiale de informare. Vorbim cu sora Lenuța Băcăoanu. Soră, bun venit la emisiunea Interviul săptămânii. Soră, sunt 30 de ani de când activați la editura Presa Bună. Pe lângă faptul că faceți parte din Institutul Slujitoarele lui Hristos, Marele Preot, aveți această misiune specială, voi zice, de a vă desfășura activitatea la Presa Bună. Cum este, pe lângă faptul că sunteți soră, nu, și activați în acest institut, să fiți parte din știrile cotidiene, din tot ceea ce se pregătește la Presa Bună pentru credincioșii noștri? Este o muncă nobilă ceea ce fac. Mă bucur foarte mult pentru că am venit în fața credincioșilor și pot să dau mărturie despre ceea ce fac, ceea ce sunt în primul rând, că sunt soră, dar mă bucur și pentru faptul că lucrând la această editură, poate nu în toate locurile ajunge cuvântul lui Dumnezeu. Și prin această revistă ajunge cuvântul lui Dumnezeu în toate colțurile, în casele bătrânilor, a bolnavilor, în pușcării, acolo unde credincioșii au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Dumneavoastră v-ați născut în Adjuden, acolo unde este o comunitate catolică foarte, foarte bogată, nu? Este mult tineret, e o comunitate prezentă în viața bisericii și îmi închipui că în copilărie nu v-ați văzut făcând ce faceți astăzi. Ce-și spunea sora Lenuța, nu știu, pe la 7-6 ani, că va fi în viitor? Ce v-ați dorit să fiți? Nu m-am gândit niciodată că să fiu soră, nici n-am crezut că o să ajung soră, pentru că m-am născut și am crescut într-o perioadă grea a comunismului, unde se vorbea foarte greu despre cuvântul lui Dumnezeu, cu toate că la noi în comunitate se practica foarte mult credința, se mergea la biserică, era biserica tot timpul plină și participam și la devoțiunile care erau în biserică, la rozariu, adorație, calea crucii, dar nu am crezut niciodată că o să ajung soră. Cu toate că acest gând mă urmărea de mult, adică chiar din fragedă de copilărie, în familie practicam rugăciunea. Ați avut o familie numeroasă, nu? Cinci frați? Cinci frați. Nu foarte numeroasă, cum era de obicei. Comparând la timpurile noastre, o familie numeroasă. Bine, noi cred că trebuia să fim mai mulți. Am doi frați morți și de când zicea mama că trebuia să fim cel puțin 9. Cred că eram o familie numeroasă dacă trăiau toți. Dar dacă e să ne raportăm la exemple din copilărie pe care le-ați avut, pe cine priveați cu admirație în perioada copilăriei? Ca cine v-ați dorit să fiți? Nu m-am identificat cu nimeni, așa ca să zic, vreau să fiu ca mama sau cum e vecina sau... Cred că mai mult am privit la surorile de la parohie, chiar dacă nu erau surori. Îmi plăcea foarte mult felul lor de a fi și că erau îmbrăcate curat, că aveau o viață ordonată în ceea ce privește rugăciunea, că veneau, tot timpul le vedeam la biserică, acolo unde mergeam și eu, și atunci cred că mă regăseam acolo. Îmi plăcea ordinea mult. Și atunci am zis, cred că e o perioadă când ca viață ordonată și atunci urmăream chestia asta, dar după aia, bine, cu timpul... Știu că în 1990, la un eveniment special pentru dieceza noastră, ceva s-a schimbat în percepția dumneavoastră și v-ați hotărât să urmați o anume cale. Haideți să le spunem ascultătorilor noștri la ce eveniment ați participat atunci când ați decis, de fapt, să urmați acest drum al consacrării, nu, în institut. Era în dimineața zilei de 1 mai 1990. Nu eram programat să vin la Iași, la sfințirea... într-un episcop a preasfințitului Petru Gherghel.
a venit nașa mea de mir și a zis, mame, hai că mai ies, sunt două locuri pentru ea, și a venit fratele meu cu mine. Și când am ajuns la ea și am participat la liturghie, era foarte multă lume și atunci s-a întâmplat ceva și mi-a plăcut așa de mult și am văzut și mulți preoți, multe surori și din ziua aceea am hotărât, am zis precis, trebuie să fiu soră. Eram foarte sigură că asta este drumul meu. Cu toate că știu că înainte de acest episod ați avut o viață specifică oricărei tinere. Vă plăcea să mergeți la discotecă sau horă, cum se spunea, da, nu? Da. Pe timpul acela, bănuiesc că ieșeați cu tineri de prin sat și vă întâlnați cu gașca de prieteni, de socializare, de așa. Și atunci, cum s-au îmbinat cele două percepții asupra vieții cu viitorul dumneavoastră? Pentru că pe 1 mai 1990 ați ales clar că renunțați la ceea ce cumva ați văzut că se poate trăi și alegeți-o cu totul și cu totul altă cale. Ca să aleg drumul ăsta, m-am pregătit foarte mult. Nu am hotărât de la o zi la alta. Am făcut drumul ăsta cu multă rugăciune și meditație. Mă trezeam la ora 5 dimineața și îmi făceam rugăciune. La ora 6 mergeam la biserică și după aia mergeam la serviciu. Aveam o secție în sat unde lucram ca și croitoreasă, dar drumul ăsta l-am pregătit. Nu a fost așa, cu toate că îmi plăcea să merg și la dans și să mă întâlnesc cu prietenii, deci avem o viață specifică tinerilor din vremea mea. Și îmi plăcea să mă îmbrac și elegant, așa, nu-mi plăcea să... Considerați că faptul că ați avut cumva și bucuriile acestea vă ajută să înțelegeți mai mult tinerii din zilele noastre și partea cealaltă a celor care nu au ales o viață consacrată? Da, nu condamn tinerii care poate nu sunt hotărâți să aleagă un drum. Poate mai mult i-aș sfătui să aibă mai multă încredere în ceea ce simt, în ceea ce vor de la viață. Nu toată lumea trebuie să facă soră sau preot, dar trebuie să aibă curaj. Dacă simt ceva, trebuie să dea curs acestei chemări, să nu mai aibă frică. Credeți că mai sunt totuși în zilele noastre, nu știu, poate tineri care își doresc acest lucru și cumva rușinați de contextul în care trăim să-și asume această decizie de a renunța la o viață de familie și de a-și clădi o viață consacrată? Nu știu de ce ar trebui să fie rușine. Nu, asta nu este rușine, chiar este un privilegiu și o onoare pentru noi, cei care ne-am ales. Așa o să fie și pentru cei care își aleg lucrul ăsta. O onoare din partea lui Dumnezeu. Nu oricine primește acest har de a-L urma pe Iisus în viața consacrată. Nu condamn cei care se căsătoresc și chiar mă bucur pentru familiile frumoase, reușite, care sunt exemplu pentru copiilor, pentru generațiile viitoare. Dar dacă cineva simte, un tânăr, știu eu, poate să aibă și 25 de ani, o tânără, că vrea să facă altceva în viață, în afară de căsătorie, să aibă curaj. Dumnezeu dă har și putere. Ați simțit de-a lungul vieții consacrate pe care ați trăit-o până acum că, nu știu, au fost momente în care v-a fost greu și poate nu tentată să renunțați, dar v-ați pus acea întrebare, ce mi-a trebuit mie să aleg drumul acesta și de ce am luat-o pe această cale? Da, a fost greu. Aș minți să spun că nu a fost. A fost greu, dar fiecărei poveri i-am dat sens. Dumnezeu ne încearcă, poate și atunci când nu ne așteptăm, dar trecând peste toate și cu multă rugăciune și cu slujire din toată inima, iubire dezinteresată, trecem peste orice obstacol. Am vorbit despre greutăți, dar am trecut peste momentul zero până la urmă, când v-ați decis, nu, să intrați în institut. Povestiți-mi cum a fost începutul vieții dumneavoastră consacrate, de fapt. Cum a decurs aceasta și
Ce ați făcut după acea consacrare la care ați participat, când ați zis că, într-adevăr, acesta este drumul pe care îl urmați? Am mers la părintele paroc din sat, era, se chema părintele Ioan Lucaci, Ionică noi ziceam, Dumnezeu să-l ierte, a murit la 44 de ani. I-am spus dorința mea și, nu știu, cred că nu-i venea să creadă că eu vreau să mă fac soră. Și câți ani aveați sora atunci? Până 20. 20 de ani. 20, da. Și cu toate nu știam că sunt mai multe feluri de congregații. Eu ziceam că eu aceasta care am văzut-o și după aia mi-a explicat părintele că există mai multe feluri de congregații, dar nu, am vrut aici. Am insistat, părinte, aici vreau și acolo vreau să merg. Și după aia am vorbit aici la Iași cu un părinte care se ocupa cu surorile de la, era casa de noviciat la Miroslava și am venit după aia într-o zi de 9 mai. Care este prima amintire pe care o aveți de când ați intrat în acea casă unde a fost noviciatul? Ce vă amintiți? Se făcea adorație. Se făcea adorație când am ajuns eu și era foarte straniu că nu cunoșteam pe nimeni, nu știam ce o să fie, am venit într-o casă străină, dar totuși m-am simțit în familie. Cu toate așa, cu aveam teamă de necunoscut, dar totodată și bucuria că am reușit să ajung. Și simțeați că siguranță. Acela este locul dumneavoastră? Ați simțit că vă regăsiți? Da, din prima, nicio clipă n-am ezitat că nu a trebuit să fiu acolo. Nu v-am întrebat cum au primit părinții dumneavoastră și familia această veste, că vreți să urmați acest drum. Este greu, mama, foarte greu a acceptat lucrul ăsta. Tata, el a fost mai degajat, așa să zic, dar mama a primit foarte, foarte greu această veste. Frații nici nu știau, că se vedea ceva schimbat la mine, dar nu-și dădeau o seama de ce am un alt comportament, mai ales când exact se apropia timpul că trebuia să plec. Dar mama, ani de zile, mama, dacă mă auzi, ani de zile mi-a zis să mă întorc. Pentru că își dorea pentru dumneavoastră să aveți o familie, de fapt, sau de ce? Nu. Pentru că credea că o să fie greu, și nu o să fac față. Practic era protecția maternă, ar fi vrut să vă ferească cumva de ceva ce i s-a părut prea greu. Exact. Numai de asta ea credea că nu îndrăznesc să mă întorc sau dacă vreau, că la noi voturile nu se fac din prima perpetuie, se fac pe perioadă. Da, pe perioadă. Era un an de 3 ori și tot așa. Și până ați ajuns la cele perpetue, nu? Exact, și s-a convins mama, nu? Că după cele perpetue nu mi-a mai zis niciodată să vin acasă. Niciodată. Dar v-a văzut probabil și împlinirea și pentru că vede când un om și-a găsit locul și exact, este împlinit acolo unde își desfășoară activitatea. Eu chiar i-am zis, mama, dar mă vezi nefericită, de ce tot îmi zici să mă întorc? Nu, dar dacă ți-e greu să vii. Nu mi-e greu. Și după aia s-a convins. Acum chiar am întrebat-o, râdeam așa, mama, dar ce-ar fi să mă întorc? Ai, nu, doamne. Acum nu mai, ați depășit. Nu, dar nici, cred că, sunt sigură că a vrut să mă protejeze. Din iubirea ei, din mamă, a vrut să mă protejeze ca să îmi fie bine. După acel noviciat care se face, unde ați activat? Unde ați fost trimisă de superiori? Tocmai la editura Prisăpun am venit ca să ajut la distribuirea ziarului. Atunci, în 91, era format ziar Lumina Creștinului și era în luna iulie, la sfârșit. Cred că acum. În această perioadă, nu? Cred că astăzi. Sunt 30 de ani de atunci. Astăzi sau mâine, cred că nu mai știu exact. Am venit să ajut la distribuirea ziarului. Trebuia să le numărăm și să punem pe fiecare parohie câte numere are și noi să le facem colete și să le trimitem. Și când s-a terminat, am zis, gata, plecăm înapoi. La noi în casa din noviciat, că trebuia să terminăm noviciatul. Și atunci părintele era pentru Isidor chinez
era responsabil cu presa bună și a zis, ai, nu, zice, trebuie să facem și ziarul de luna viitoare, că suntem în iulie, la sfârșitul iulie, trebuie să-l facem pe ăla de iulie și după aia pe august. Și, și după aia tot așa 30 de ani. Era cu ziarul în urmă și a trebuit să învățăm dactilografierea oarbă și după aia să ne apucăm de revistă. Vi s-a părut greu acel început, îmi închipui, pentru că până atunci nu ați avut contact acest domeniu, nu? Foarte greu. Și la toți ne era greu. Nimeni nu era familiarizat cu astfel de muncă. Oricum vorbim despre perioada aceea de după Revoluție, da, când nu era o revistă, era ceva, era manăcerească, da, cum s-ar spune, exact, nu? Nu erau atât de des întâlnite și ați avut privilegiul de a vedea acele mașini de scris, nu? Și mai apoi și calculatoarele. Și imprimate și tot, imprimante, tot ce era, era nou, foarte nou pentru mine și cred că pentru ceilalți, că era un început. Văzând acele începuturi grele, a fost un moment atunci când ați fi vrut să ascultați de mama și să vă întoarceți acasă? Nu. Nu? Chiar nu, și așa? Nu. Și așa, nu, nu, așa cum am mai zis, fiecare greutăți, fiecare poveri, i-am dat un sens. Trebuie să... Nu. Cred că orice om ar trebui să... Nu să-mi urmeze exemplu, dar fiecare om ar trebui să vadă un semn din partea lui Dumnezeu orice povară. Orice povară. Întorcându-ne la acele, la acele începuturi, cum ați perceput această misiune de a evangheliza, nu? Prin partea scrisă, prin acea revistă. Misiunea dumneavoastră a fost la început de a pune acele reviste, nu, pe parohii, de a le număra, dar apoi știu că v-ați implicat tot mai mult, tot mai mult, făcând diverse activități la presa bună. Haideți să le menționăm. Cum v-ați dezvoltat și v-ați făcut o carieră? Că e până la urmă o carieră în editura Presa Bună. N-aș numi o carieră, aș numi o tot o slujire. Aș începe așa cu ceea ce am început să fac. Făceam prima dată o machetă a ziarului și să scotea textul pe coloane. Lipeam coloanele, după aia, dar ce greu era pentru poze, că nu găseam. Aveam așa 2-3 teancuri de reviste de prin Italia, Germania și căutam acolo cumva o poză potrivită pentru articolul respectiv. Și se formata coloanele se formatau și se tăiau și se lipeau și dacă nu încăpea, iar le deslipeai, trebuia lipiciul să-l întinzi bine, să nu pui prea mult, că dacă trebuia să deslipești, să rupea macheta și dacă se rupea poza, era și mai greu. Și, dar încet, încet am început să ne deprindem și cu această muncă. Și după aia, după ce terminai de făcut macheta, se ducea la Buzău. Acolo era tipografia. Și mergeam un seminarist, făcea macheta, după aia, după câteva zile, venea ziarul, iarăși trebuia să aveai un tabel care te ghidai după el, făceai pachete, le trimiteai în parohii sau prin poștă și nu se termina bine de răspunde trimis, la unui număr, că începeai celălalt și tot așa. Dar cu timpul publicațiile s-au mărit, a început să fie și Iisus prietenul copiilor și de la răsării l-a pus mai târziu, după aia agenda liturgică, almanahul, 93 prim a fost calendarul și era o muncă tot mai diversă și mai multă. Și ați prins experiență, dexteritate, nu? Să zicem. Pentru că niciunul dintre noi nu era familiarizat, nu era deprins cu astfel de muncă, ne-a fost foarte greu, foarte greu. Trebuia să știi limba română, gramatică, să fii știi foarte bine, să vezi cum pui verbele, să nu le pui la trecut, care la viitor, când începeai cu trecutul și pe aia se termina cu viitor. Foarte, foarte atent trebuia să fii și la o propoziție și să curgă bine, să se înțeleagă. Și un articol trebuia avea 5 întrebări la care trebuia să răspundă la toate. Și era o muncă așa care trebuia să o urmărești, nu numai distribuirea sau, știu eu, să faci o machetă sau... Și apoi dactilografierea a fost iarăși foarte... Cum vă amintiți trecerea de la mașina de scris la calculatoare? Vi s-a întâmplat să nu vi se salveze documentul, să munciți și să... De multe ori, pentru că nu știam cum se salvează.
salvam un articol, îi dădeam un nume și pe aia când ne mai salvam o dată, că mai scrieai, nu, că o știu, jumătate de pagină, și noi știam că trebuie să-i dăm nume și dădeam alt nume. Așa, apoi nu mai știai care e cel bun și se întrerupa de multe ori curentul și nu se mai salva nimic. Și soră, cu siguranță ați avut parte de sprijin în această activitate. Haideți să-i numim pe cei care v-au ajutat să creșteți în acest domeniu, oameni din experiența cărora ați învățat, care v-au fost modele și mai ales care v-au încurajat în momente în care poate ați simțit că nu mai aveți putere să scrieți articolul de la capăt. Da, așa cum am zis, a fost părintele chinez care a stat 15 luni după ce părintele a mers la studii. Dar a venit părintele Cornel Cadar, iarăși zic așa cu durere în suflet, Dumnezeu să-l odihnească și să-l fericească. El a fost cel care a pus bazele acestei edituri. Da, aceste edituri și a fost exigența lui ne-a călit așa, ca să o luăm mai omenește, dar fiind exigent cu el, ne-a învățat să fim și noi exigenți cu noi înșine, după aia cu ceilalți. Era foarte exigent la text. Nu accepta să fie greșel, nu accepta să strecoare ceva, să nu fie erezii, să nu jicnească pe nimeni textul, să nu fie atac la persoană. Foarte multe elemente trebuia să respecte un text. Și el cred că a fost. Mai sunt și alți preoți care au lucrat, dar Părintele Cornel direct așa a fost cel care a pus bazele și în același timp cred că a și dezvoltat foarte mult acest sector al comunicațiilor în dieceza noastră, pentru că da, s-a început cu lumina creștinului și iată, astăzi avem o plenitudine de canale media prin care transmitem mesajele preasfințitului sau ceea ce vrem din dieceză. Cum vedeți această trecere de la o singură revistă, nu, în 1991, la un studio de radio, la transmisiunea pe Facebook? Cât de multe plusuri credeți că a adus această dezvoltare în domeniul comunicațiilor sociale? Multe. Ne bucurăm pentru ceea ce Dumnezeu a oferit omenirii prin aceste mijloace. Sunt foarte binevenite. Ne bucurăm și că echipa de aici a lucrat pentru a putea răspândi cuvântul lui Dumnezeu și așa cum a zis, toate știrile, mesajul episcopului, știu eu, mesajul Sfântului Părinte, sunt și transmisiuni și de acolo, sau ceea ce se întâmplă în toată biserica, și cea universală, și cea locală, și este un plus de bine pentru ceea ce dieceza de așa a făcut. Spuneau diferite persoane că, iată, dezvoltarea acestor sectoare ale comunicațiilor a ajutat foarte mult pe perioada pandemiei, pentru că știm că au fost aproape credincioșii de biserică, de preoți, de activitățile care se fac în cadrul diecezei prin aceste canale, pentru că au fost bisericile închise, nu ne-am putut bucura de această libertate cu care de altfel suntem acum obișnuiți. Credeți că va veni un timp în care oamenii vor încerca să înlocuiască socializarea față în față, întâlnirile cu cei dragi sau, nu știu, bucuria de a veni la o liturghie și obligația, până la urmă obligația de creștin, cu partea aceasta de online? Este o zonă pe care trebuie să fim atenți astfel încât să nu fim acaparați de această zonă a online-ului? Poate atunci, pe timpul pandemiei, da. Dar acum nu văd. Deci oamenii ar trebui să se ghideze sau să stea în fața micilor ecrane pentru a urmări Sfânta Liturghie. Este
mult, mult mai bine și omul se simte mult mai aproape de Dumnezeu fiind în biserică. Chiar de nu, să nu ne amăgem, așa că stând la televizor sau ascultând liturghia pe telefon sau știu eu la pe laptop, e valabil. Este valabil pentru cei care într-adevăr nu pot participa la liturghie. Dar pentru noi, cei sănătoși, nu văd. Adică, și nici nu pot să încurajez acest lucru. Ce le spuneți celor care sunt speriați de perspectiva de a avea acest virus și evită total socializările, întâlnirile cu cei dragi și chiar ieșirile acestea la Sfânta Liturghie? Care este mesajul dumneavoastră în ceea ce privește felul în care ne putem proteja, dar în același timp de a păstra relația cu cei dragi? Eu aș îndemna pe toți să aibă curaj, să vină la biserică, să se întâlnească cu cei dragi, să nu facă obsesie din acest virus care ne-a speriat pe toți. Nu zicem că nu a fost sau nu este sau poate încă mai este, dar, așa cum am spus, nu facem obsesie, pentru că poate mulți se amăgesc sau, știu eu, și năbușe conștiința spunând, este virus sau nu mă mai duc la biserică, o să ascult de aici. N-aș recomanda pentru cei care încă sunt în putere și nu au semne de boală să lipsească de la biserică. Soră, pe lângă activitatea de 30 de ani, nu, în editura Presa Bună, ați fost aleasă pentru două mandate ca superioară generală a Institutului Slujitoarele lui Hristos, Marele Preot. Ce a însemnat această misiune pentru dumneavoastră și cât de grea a fost povara conducerii acestui institut? Da, le-am combinat și munca de redacție și cea de superioară generală. Au fost două misiuni grele, dar am fost foarte mult ajutată. Și la redacție am avut echipa care mi-a stat alături. A fost sora Lidia, care a stat pe întreg mandatul meu de 8 ani, adică a stat mai mult, a lucrat mai mult la Presa Bună. Și în partea cealaltă, ca superioară, am avut consilierele și celelalte surori care m-au ajutat. N-aș fi putut fi făcut față la diversitatea muncii care a trebuit să o împlinesc. Munca într-o editură înseamnă concentrare maximă și mi se pare că e o activitate cotidiană. Permanent e ceva de făcut într-o redacție. Nu cred că este o clipă de liniște și atunci, de aceea zic că a conduce și ordinul slujitoarelor e cumva o povară, poate, la un moment dat, când știi că ai de făcut și una și alta, dar ați reușit cu brio să le îndepliniți și chiar ați fost numită, nu, vicară generală în ultima întâlnire a conducerii. Pe ce vă propuneți să vă axați în continuare din acest cadru? Încă o dată zic, munca în echipă este o slujire. Și capitolul de anul acesta își propune să aibă o slujire autentică, să fie la înălțirea chemării bisericii și să asculte îndemnul Sfântului Părinte care ne zice să nu slujim din când în când sau să nu slujim ocazional, ci să slujim tot mereu, tot timpul. Și eu aș zice că, parafrazându-l pe Sfântul Părinte, trebuie să iubim necondiționat și să fim aproape de cei care au nevoie de noi. Știu că e un verset anume care vă place în mod deosebit și anume, da? Ce îi voi da Domnului în schimb pentru tot binele pe care mi l-a făcut? Este încă de actualitate, cu siguranță, acest verset în viața dumneavoastră și vă întreb ce simțiți că îi dați zi de zi Domnului pentru tot binele pe care vi l-a făcut?
Acest motto mi l-am ales când am făcut voturile perpetue în 2001 și am considerat că mi se potrivește perfect și de aceea mi l-am ales din Psalmul 116. În fiecare zi am dorința și mulțumirea de a-i spune Domnului ce să-i dau pentru tot ceea ce mi-a făcut, pentru tot binele pe care mi l-a făcut. Și continuă psalmul că voi lua potirul mântuirii și eu ar zice, așa cum a zis Maica Domnului, iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și de aceea îmi asum aceste cuvinte ale Maicii Domnului să fiu la dispoziția Domnului să fac ceea ce îi place Lui. Credeți că prin toată activitatea pe care o desfășurați, atât dumneavoastră, cât și alți lucrători, nu, în dieceză sau fiecare acolo unde își îndeplinește misiunea, putem face din viața noastră o permanentă rugăciune? Pentru că mulți zic, nu mai găsesc timpul necesar să mă rog și au imaginea aceea a rugăciunii să stai în genunchi o oră, poate două, poate trei, că fac comparații cu alți călugări sau eu știu persoane care efectiv asta fac. Și știu că foarte mulți preoți ne zic că putem prin ceea ce facem, prin ceea ce suntem, să înălțăm de fapt o rugăciune și să fim rugăciune. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Da, și activitatea poate fi o rugăciune, dar trebuie să fim foarte atenți să nu facem din rugăciune un activism. Să motivăm prin activismul nostru că ne-am rugat. Eu, de exemplu, am multe de făcut, dar nu neglijez ceea ce cred că ar trebui să dau Domnului. Plus rugăciunea care este obligatorie pentru o persoană consacrată, breviar, rozariu, liturghie, trebuie să avem și rugăciuni personale, care prin acestea trebuie să-i aducem și laudă lui Dumnezeu, mulțumire. Într-adevăr, poate nu în fiecare zi avem cum să ne rugăm tot atât de mult cât ne propunem, dar trebuie să ne facem timp și pentru rugăciune. Nu toată ziua în genunchi, așa e, că n-ai cum să stai, trebuie să și activezi, dar trebuie să aducem laudele Dumnezeu pentru ceea ce suntem, fie persoane consacrate, fie persoane laice. Raportându-ne la sfinții a căror viață o cunoaștem, cine credeți că v-a fost model așa sau aveți o devoțiune specială către un sfânt? Către cine vă îndreptați cel mai des rugăciunile? Către Maica Domnului. Și, dar mor direct la Iisus. Nu știu de ce, am așa o... Și la Maica Domnului am devoțiuni, rozariu, novene, dar când mă duc în biserică sau în capelă, mă adresez direct Lui. Așa simplu. Sora, eu vă doresc succes în activitatea pe care o desfășurați. Vă felicit pentru cei 30 de ani dedicați editurii Presa Bună. Vă mulțumesc în numele întregii dieceze. Cu siguranță mulți nu știu cât de multă muncă este în spatele unei reviste sau a unei broșuri sau a unui material care acum apare pe internet, nu? E ușor să citești un articol pe Facebook sau pe ce intră ascultătorii noștri, dar știm câtă muncă este în spatele aceluia. Vă doresc multă putere pe viitor și să mai facem un bilanț peste alți 20 de ani, să zicem la 50 de ani de Presa Bună, sora Lenuța Băcăoanu vine să ne povestească ce alte dificultăți a întâmpinat în activitatea sa. Și bucurii, că nu, viața este împletită și eu le-aș zice că dacă aș face așa un bilanț, sunt multe bucurii, foarte multe bucurii, poverile ca la fiecare om, nu năbușe bucuria, nu. Deci sunt mai multe bucurii. Eu mulțumesc pentru invitație și sperăm să ne auzim cu bine și să ne auzim, să ne vedem și da, să ne citim pe materialele editate de Presa Bună. Vă mulțumesc, soră. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru
Atenție, vă aștept și săptămâna viitoare la un nou interviu. Interviul săptămânii la RCIS FM.